prefectul nu mai atacă și gata. Bună ziua, domnilor primari. La prefectura Călăraș, cu ce ocazie, domnul primar? Ce s-a întâmplat? Vreau să punem câteva întrebări domnului prefect. Am primit niște bani alocați de Consiliul Județean și domnul prefect iarăși ne-a contestat acea hotărâre. Domnule, trebuie să ajungă la o înțelegere, domnule, între Consiliul Județean și prefectura, domnule. Să ajungă la o înțelegere între prefectura și Consiliul Județean și atunci vreau o treabă. Adică războiul lor politic să pune în cărca noastră. Să pune în cărca dumneavoastră? Toate UAT-urile, indiferent de culoare politică, indiferent de culoare, toate UAT-urile suferă în cauza asta. Domnul primar, mai precis comunitatea la dumneavoastră, în localitate. Ce proiecte aveți? N-au fost plătite? Ce amânări au fost? Sunt datorii către furnizori, sunt banii de cofinanțări pentru proiectele europene, care noi mai avem în cont. Și am cerut sprijin Consiliului Județean. Ne-au fost dați bani pentru cofinanțări, iar acești bani sunt tot timpul contestați de prefect. Și ați venit la prefectura Călăraș, mai mulți primari în aceeași situație, da. Trebuie să spunem. Da. Găsiți o variantă, o soluție, care ar fi, domnul primar? Nu știu, să vedem ce discutăm cu domnul prefect. Așteptăm să mai vină câțiva colegi primari și vom discuta cu dânsul. Bun, mulțumim. Nu rezolvi nimic, băi omule. Cea mai bună soluție, așa de Consiliul Județean, îi dă altă hotărâre și ea lua. Deci nu mai contestă. 30 ani de la Revoluție nu s-a întâmplat în niciun județ. Treaba asta ca un prefect să nu... Vedele, dacă faci, îi dai judecată ce faci, pierdem bani. Și ce am cușit ea? Și se răspunde. Până răspunde, domnul primar, mai precis, anul ăsta, ce asemenea pentru noastră aceste hotărâri defectuoase care s-au luat împotriva... Codul, am pierdut banul, am pierdut 8 miliarde de fiecare comună din județ. Da. Dar sperăm asta să-i luăm. Ce vrea să faceți cu banii, domnul primar? Spuneți clar. Cu finanțării la proiecte care le avem și alte plăți, gospodărie comunală și salarii și tot ce înseamnă cheltuielile de primărie. Uite, și la comuna Ciocănești, aceeași situație, domnul primar? Exact la fel. Am venit cu gelba, am prosat pe aici, milocintă, cu hoții ăștia. Ce soluție vedeți astea lor? Ce soluție? Să ne dea banii, domnule. Să ne dea banii, că noi mai primim în comună. Când o fie alegeri, nu mai primim. Punem oameni să-i tragă de ei. Ați găsit responsabili anume? Sunt împotriva comunităților. S-au format găștile astea care să răsfrângă împotriva noastră, a primarilor. Să găsească soluții, să ne dea banii. De fapt, nu primarii suferă, ci comunitatea, spuneau colegi. Comunitatea suferă. Să avem... Avem, da. Avem proiecte, avem de plată, banii ăștia noi am prins în buget. Trebuie să găsesc o soluție să-mi dea bani. Ne minte ca pe copii. Observăm aici o indignare mare. Și la comuna Ștefan Vodă, și la vâlcelele. Mai târziu, mare.